poți presa o guvernare care are la mână toate instrumentele și instituțiile statului, dar cetățenii pot decide dacă mai tolerează asta sau nu. Republica Moldova este într-o criză profundă politică, socială, dar mai ales morală. Declanșarea protestelor a pornit cu un an în urmă, când a apărut informația despre furtul miliardului. Punctul final pentru depășirea crizei din Republică sunt alegerile parlamentare. Despre aceasta au opinat în cadrul unui forum civic liderii protestatarilor. Aceștia au mai menționat că este foarte important acum consolidarea cetățenilor. Ori în joc nu este soarta vreunui partid politic, dar a Republicii Moldova. Totodată a fost evidențiată necesitatea protestelor pașnice pentru înlăturarea actualei guvernări. Suntem de acord și acceptăm organizarea unui referendum constituțional pentru alegerea șefului statului direct de către cetățeni. Facem oferta de a aproba în Parlament, chiar la primele ședințe plenare, o decizie în acest sens. Declarația a fost făcută de speakerul Adrian Candu în cadrul unui briefing de presă, la care acesta și-a expus poziția vis-a-vis de revendicările protestatarilor. Despre alegerile anticipate și dizolvarea Parlamentului, Candu a spus că aceste lucruri nu se pot întâmpla. La ora actuală nu există niciun motiv legal de dizolvarea Parlamentului, iar alegerile anticipate și ele legal acum nu pot fi declanșate decât în martie dacă nu se reușește, de exemplu, alegerea șefului statului, a mai precizat Candu. Speakerul a fost invitat astăzi de liderii protestatarilor la un forum pentru discuții, iar Candu nu s-a prezentat. Oamenii au obosit, găgăuzii vor alegeri anticipate și ei. Eu mereu am fost alături de poporul meu, dar trebuie să conștientizăm bine când avem nevoie de acest proces. Pentru noi este important ca guvernarea să fie una legitimă, ori autonomia are nevoie de o colaborare cu puterea centrală, indiferent de orientarea acesteia, pentru ca procesele economice să nu stagneze în Găgăuzia. Despre aceasta a declarat la o emisiune TV bașcanul Irina Vlah. Aceasta a mai adăugat că oamenii din autonomie sunt destul de îngrijorați și că își doresc schimbări benefice. Sper că nu doar trei partide, dar și altele se vor trezi și vor susține protestele și solicitările cetățenilor. Dacă la proteste ar participa doar o singură formațiune, atunci ar apărea acuzații de partizanat. Dar așa noi considerăm că protestele îi unește pe cetățenii Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Lilia Carasciuc, directorul Transparency International Moldova, la forumul civic al protestatarilor. Totodată Igor Dodon a declarat vis-a-vis de solicitarea lui Val Butnaru, participant la for, de a renunța la viziunele proruse și de a declara PSRM un partid de stânga european, Dodon a răspuns că acum nu este vorba de Dodon și socialiști și că anume unificarea eforturilor, indiferent de păreri geopolitice, este cel mai frumos lucru. Dodon a mai adăugat că programul fiecărui partid se prezintă în campaniile electorale când decide cetățeanul, dar acum suntem toți cetățeni ai unei și aceleiași țări. Protestele împotriva guvernanților trebuie organizate în zile de lucru, atunci când cei de la putere încearcă să-și promoveze interesele. Unica șansă sunt alegerile anticipate, de vreme ce toate instituțiile statului sunt capturate. Trebuie să ieșim în stradă în mod pașnic. Opinii în acest sens au fost expuse de către expertul Alexei Dulbure la forumul civic al protestatarilor. Totodată și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a declarat că ar fi cazul ca să fie organizat un protest de amploare, chiar și în ziua când va avea loc prima ședință a legislativului din sesiunea de primăvară. Deputații PCRM nu au votat guvernul Filip pentru ca să nu se murdărească cu încă un vot. Despre aceasta a declarat la o emisiune TV liderul comunist Vladimir Voronin. Acest guvern s-a format prin acea provocare de corupție a 14 deputați. Cum așa? Sâmbătă și duminică au participat la conferințele organizate de partid în raioane, au ținut discursuri înflecărate și luni dimineața spun că se duc, a mai spus Voronin. Cei 14 transfugi au fost printre cei 57 de deputați care au votat pentru executivul în funcție cu Pavel Filip. Parlamentul Poloniei a adoptat o lege controversată care supune parchetul și procurorii sub controlul direct al ministrului Justiției. Astfel, în baza noului text, funcția de procuror general va fi exercitată de ministru. Acesta va avea de asemenea dreptul de a interveni în fiecare anchetă pe lângă orice procuror. Noua lege anulează reforma introdusă în 2009 de majoritatea centristă precedentă, care a făcut din parchet o instituție independentă de puterea politică.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a crescut cu 4 bani și este de 22,49 lei. Dolarul american are mai puțin cu 4 bani și costă 20,60 lei. Leul românesc s-a apreciat cu un ban și valorează 4,95 lei. Hrivna ucraineană a cedat un ban, având cotația de 0,81 lei, iar rubla rusească a rămas la prețul de 0,26 lei.